La bună întâlnire, dragilor și dragilor, bine v-ați trezit sau bine ați ajuns acasă, ați ajuns așa târziu? Bună dimineața, Ioan, și îți mulțumesc că ai ajuns în sfârșit ca la mama acasă, de multe cot. De multe cot să ajungi. Astăzi, așa e, am ajuns la capăt de drum. 2011, s-a ales praful de el. Tu ai venit la final, așa? Ce putem găti astăzi? Astăzi vom găti o plachie de crab, o mâncare românească, o mâncare bună, simplă, care se face rapid și ușor. Și bineînțeles că este un preparat foarte ușor pentru sănătatea fiecăruia. Hai să ne apucăm de treabă. Sigur. O să porționăm peștele. Acasă puteți să-l faceți și întreg. Puteți să-l băgăm așa în cuptor întreg? Sigur că da. Se încrestează pe ambele părți, se prăjește și se poate pune la cuptor. Noi o să tăiem medalioane. Medalioane? Ia uitați ce carne frumoasă are. Bucăți zdravene, așa românești. Bucăți zdravene, sigur că da. Îl feliem. O să condimentăm cu sare și piper. O să-l dăm prin puțină făină. O să fie un mic șnițel. O să prăjim puțin. Dar după care o să-l ducem la cuptor. Deci nu trebuie prăjit mult. Așa, avem... Mi-am adus aminte de ceva înainte plecarea la gaz. Vreau să fiu primul care spun la mulți ani de ziua ta. Mulțumesc, pentru că mulțumesc. Pe 1 ianuarie. Pe 1 ianuarie. Dar nu te cheamă Vasile. Nu mă cheamă Vasile, așa au hotărât părinții mei să mă cheamă. La mulți Ioan, ani. Dar e bine și Ioan. Perfect. E mergem bine la grătar. Sănătos, mulțumesc. Da, putem merge la grătar. Bun, punem peștele la prăjit. Punem puțin ulei. Ulei de floarea soarelui. Da, ulei românesc. Că să se duce zdravă în undeva 200 și de da, grade sigur, uleiul. Da. Dăm puțin peștele prin făină. Nu trebuie multă făină. El dă o culoare aurie dacă vine în amestec sigur, cu făina. Da, sigur că da. Bun. Și dacă este încins uleiul, putem pune este încins. Prăjit. Până prinde un pic de... De crustă, da? Un pic de culoare. Suntem în 31 decembrie. Nu vorbim de 1 ianuarie când e ziua ta de naștere. Da. De fapt, un buletin ești din data de... De 2 ianuarie. Ai duble motive. Să te îmbeți, să te simți bine, oricum. Sărbătorez mai multe zile. Perfect. Mai multe zile. Vreau să vă spun că acest preparat, această plachie, se poate servi și caldă și rece. De aceea e bine să o facem de revelion, o facem mai repede și noaptea nu mai avem treabă. O putem mânca și caldă un secret. La final, datorită cepii, o să fie gustul ăla de dulce. Da. Iar peștele rupe tot. Exact. Cam atât. E foarte bine. Punem pe platou. Aici e platou. Și, și aici unde am prăjit peștele. O să venim cu ceapa. O să venim cu ceapa. Mergem la tăia de ceapă. Și perfect. Câteva povești. De o parte. Iar dacă... N-a știut ce și cum, e foarte simplu, nutriția.ro.tv.ro și dați-mi voie să vă spun la mulți ani pentru 2012. Ați gândit dumneavoastră că de final de an vă aduc ceapă și pește? O să fie, chiar dacă o să mâncați pește, gustul este minunat, nu e nevoie de pasă de dinți, nu lăsați-o pe chestia asta cu fizmă. Nici ustură n-ați mâncat, totul va fi bine. Ceapa fiind prăjită și pregată la cuptor, ea nu o să mai se simte gustul de ceapă, o să fie... O legumă dulce. Avem și usturoiul. Am puțin usturoi. Îți place crapul? Da, e un pește bun, sigur. Așa că într-o ediție viitoare o să te întreb care e mâncarea ta preferată. Nu te întreb acum că o să te pun în dificultate. Așa că renunțăm. O să punem ceapa la călip, în ulei unde am prăjit peștele.
Mai avem nevoie de foi de dafil, cimbru, piper, roșia, o să facem roșie concase. Ce înseamnă roșia concase? O să facem două crestături pe capătul ei și o să o punem în apă clocotită. Așa. Pentru a curăța pielea. Pielea. O lăsăm un minut, o scoatem în apă cu gheață. Ca să putem să o curățăm și o să o tăiem rondele pe pește. Ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de... Un sos de roșii. Un sos de roșii. La o plachie de crab, ce trebuie să simțim în primul rând când avem contact cu el? Crapul și ceapa. Ceapa care e... Ei, până atunci, hai să facem o... Hai să dăm noroc, să spun la mulți ani pentru mâine dimineață. O las pe soția ta să-ți facă plăcere și după aceea... Vezi că mi-ai mai spus încă o grămadă de lume la televizor, telespectatorii. Și mergem la... La tigaie. La tigaie. La mulți ani încă o dată. La mulți ani. Ioane, dragă, am adus platou, cel albastru, tigaie aici. Bun. Sărut mâna, doamna Eva este lângă noi. Doamna Eva ne face o supă pentru masa de anul nou. O supă de asta bună, nu? O supă... Bun. Merge. O zamă de a doua zi. De reparare, da. De reparare. Bun. Acum o să punem la călit, cum spuneam. Punem și roșiile. Perfect. Păi îmi dau seama de ce se va întâmpla acolo. Craful, în contact cu vinul, e gata. Se îmbată și va intra de... Ha. Da. Aici pregătim și roșia concase, cum spuneam. Apa fierbe. Lăsăm să moaie puțin, să putem lua coaja de pe ea. Dragilor, ați văzut? Ioan n-a folosit deloc sare. Sare s-a găsit în conserva de roșii. Roșia e gata. Gheața e... Bun. Și roșie cu gheață. Mai avem încă un preparat pentru masa de anul nou. Roșie cu gheață. Roșie cu gheață, da. Bun, ia uitați ce ușor se curăță acum de piele. Bun. Pentru cât timp și la câte grade, Ioan? Nu mai băgăm 20 de minute la cuptor, 180 de grade. E 20 de minute. 20 deci de 12 minute. Fără 20, aveți timp să băgați la cuptor în 2011 și să savurați în 2012 la cuptor cu medalioanele de crab. Nelu, hai să mai trăim, să ne înveselim până stă crapul acolo în locul lui ăla bun pentru gust. Povestește-ne un pic despre proiectul tău și vă rog, ascultați-l, merită! Da. În cadrul hotelului nostru ținem un curs de bucătărie pentru pasionați. Încercăm să cultivăm puțin această cultură a gastronomiei. Mi-e sufletul chestia asta. Foarte multe persoane, mă bucur să văd lucrul ăsta, care doresc să învețe să gătească, care au pasiunea de a găti. Să învețe care, corect să gătească. Exact. Care pun suflet în arta gătitului. Facem 4 module, câte 4 rețete. Deci în total sunt 16 Atenție. Rețete. La fiecare modul avem o gustare rece, o salată, o gustare caldă, un preparat de bază, plus un desert. Un meniu complet. Un meniu complet. Plus avem degustare de vin, care vine somelier și prezintă un vin, la ce vin merge la preparatul respectiv. Plus rămâi cu mulți prieteni. Plus, dragilor, ce nu vrea să spună, de fapt,
ei lucrează cu preparate și bucătărie exact cum trebuie lucrat. Fiecare are masa lui, cu soba lui, cu ingredientele lui. Cuțite care, într-adevăr, taie. Da, da. Și vezi, de fapt, ce cu ce se combină, cine cu cine nu are ce căuta în farfurie, de ce ăla și nu așa, ce înseamnă medium și cât timp, nu? Învățăm cum trebuie să mănânce un preparat. Facem mai multe bucătării. Facem bucătăria lumii, bucătăria franțuzească, bucătăria românească, bucătăria asiatică am făcut, bucătăria italiană, mediteraneană. La bucătăria românească îți recomand clar Mircea Groza. În 2012 mă las să vin să filmez o chiar te invit chestie de genul ăsta. Chiar te invit să vii. Deci la o emisiune ca la mama acasă, nu o să mergem cu preparat cap-coadă, o să vedem cum se învață să gătești ca la mama acasă. Ioane, la mulți ani încă o dată pentru mâine dimineață. La mulți ani. La mulți ani tuturor, la mulți ani Mircea Groza, Adrian Pop, Adrian Rusu, colegii mei de la TVR Cluj, tuturor la mulți ani. La mulți ani, nevastă, fiule, la mulți ani tuturor încă o dată și așteptăm să vină plachia din cuptor. Hai să bem! Ioane, și pe lângă crap, văd că la masa de anul nou mai ne... Încâți cu ceva. O sată cu brânză de capră. E minunată, e minunată brânza de capră. Și sănătoasă, și bună, și gustoasă. Semințe peste... Semințe, da. Semințe fără soarelui. Dovleac. De fapt, asta este o... E o salamandră. O salamandră. O salamandră. Și aici prăjim brânza de capră. Am înțeles. Să mă pune pe grătar, nu se lipească. Ia se coace ușor, ușor. Se gratinează. Dragi privitori, v-aș ruga să nu vă apropiați așa mult, că s-ar putea să vă frigeți. Rămâneți la distanță, în fața televizorului și doar priviți. Bucuria este a mea. Deci eu și Ioan Gust. Dumneavoastră m-ați primit 52 de ediții. Și pe mine și pe colegii mei de la TVR Craiova, Iași, Timișoara, de peste tot. Vezi? E gata. Milo, cum arată? Eu aștept și plachia și un par cu vin. Doamne, bine. Arată bine. Ne întâlnim la pus umblit. Gata, haine, Luca. Te văd în oglinda vinului. Ah. Hai cu plachia. Că ne prinde anul nou. Ce bunătate avem aici. Cum miroase? Greu. Greu, da. Greu. Bun. Să începem să montăm pe farfurie. Ceapă, sos de roșii, ce avem aici. V-a spus Ioan la început emisiunii, acest preparat e foarte bun, poate mai bun, rece. Da. Se poate mânca și se rece. Poate mânca și rece. Nu e nevoie. Acum pui o bucățică de șnițel. Ah, pardon, am uitat de crab. M-am păcălit. Da. Așa, și neapărat trebuie... Verdeață? Pătrunjel. Pătrunjel la plachie, neapărat trebuie să avem și pătrunjel. Acum, dacă nu îl tăiați cu viteza... Nu, trebuie să fie în farfurie. Trebuie să fie în farfurie. Da. Și pentru decor și pentru gust. Sigur că da. Și mai avem și cimbru, dacă sălbatic. Nu mai trebuie. Dă bine pe din afară, bă, vorba lui Mircea. Dă bine pe din afară. Deci? Da, o plachie de anul nou. Am ajuns la capăt de drum, gata. Da, o să fie dur de tine, o să ne vedem la anul. Nu-i problemă. O să vin la tine acasă și tu o să mergi la toți telespectatorii TVR3 de Sfântul Ioan. Că așa e sâmbătă. Sigur. Încă o dată, mă bucur că ați avut condiție fizică și ne-ați urmărit de-a lungul anilor. La mulți ani. La mulți ani, Ioane, la mulți ani celor dragi ai tăi, tuturor. Tuturor, da. Îl salut pe fiul meu, îi spun la mulți ani. Încă o dată, să nu uitați, să trăiți bine, să mâncați bine și la mulți ani.